Bine v-am regăsit, să avem o zi magică cu stele norocoase. Vă extrag un card să vedem ce mesaj avem astăzi, 20 octombrie. Oportunitatea de a ierta. Această situație îți dă ocazia de a te vindeca, de a te dezvolta și de a elimina tiparele negative. Mențineți intenția de a vedea lumina divină lăuntrică și calitățile celelalte persoane. Noi te vom ajuta să elimini gândurile, sentimentele și energiile pe care nu le poți ierta și să te înalți la un nivel superior de pace, de liniște sufletească și de compasiune. Oportunitatea de a ierta. Frumos mesajul, sper să aveți sufletul deschis, să iertați, să primiți iertarea, să vă eliberați de toate supărările. Horoscopul general, atmosfera astrală la nivel general pentru fiecare semn zodiacal în parte, like, share, subscribe, abonați-vă, vă aștept cu mare drag și la cabinet, vă aștept vineri la Flash Monden la 17:30 la Prima TV, luni la știrile Canal D la ora 12. Și bineînțeles pe Instagram, pe Facebook, iar aici apăsați subscribe, abonați-vă și urmăriți-mă în continuare, urmăriți ritualurile, urmăriți clipurile, urmăriți tot ceea ce vă mai las pe aici. Berbec. Astăzi berbecii au reușite bune la locul de muncă. Sunteți interesați să îmbunătățiți anumite relații, mai ales cu colegii voștri. Deci rezultate bune, îmbunătățirea relațiilor cu colegii și perspective diferite în zona de cuplu, adică priviți totul dintr-o altă perspectivă și vă puteți îmbunătăți viața de cuplu. Taurii reușesc să facă niște schimbări în programul lor și să introducă și activități recreative, activități jucăușe. Pur și simplu astăzi vă faceți timp sau vă faceți planuri să adăugați în programul vostru activități distractive pentru voi, pentru copii, pentru relația de cuplu. Relația are nevoie și de activități în comun care să aducă bucurie și plăcere și mai ales dacă aveți copii să faceți chestii împreună. Gemenii au astăzi parte de fluturi în stomac, sunt situații interesante vis-a-vis de zona de cuplu. Sunteți surprinși și voi aveți niște gânduri, dar sunteți luați poate pe repede înainte și nu mai aveți timp să puneți voi în aplicare ideile voastre, ci acestea sunt puse de partener sau de o altă persoană dragă. Racii reușesc astăzi să își îmbunătățească anumite gânduri sau atitudine. Rezolvați situații legate de familie, poate că aveți o discuție serioasă cu un membru al familiei care vă face să priviți totul diferit și cu care poate chiar plecați pe un nou drum, pe o nouă direcție, pe o nouă provocare care de ce nu să vă și apropie. Leii au parte de multe lucruri emoții intense sau lucruri așa foarte, foarte puternice. Este o zi în care poate să aveți și de câștigat, dar în care să vă dați voie să și renunțați la ceea ce nu mai este pentru voi. Este foarte important să știți când să renunțați, este foarte important să știți când ceva nu vă mai este folositor. Este foarte important să spuneți, ok, doar atât a fost, închid capitolul și deschid altul. Fecioarele au ceva semne de întrebare în viața de cuplu. Simțiți voi că ceva e în regulă și vă puneți niște întrebări. Acum vom vedea ce răspuns veți primi, nu fiți foarte bănuitoare și nici critice. Din punct de vedere financiar, lucrurile merg bine și sunteți încrezătoare în șansele voastre. Balanțele muncesc astăzi foarte mult, dar au și norocul de partea lor, adică parcă faceți totul mult mai repede, parcă faceți totul mult mai ușor, parcă faceți totul să pară mult mai ușor. O zi magică pe tot ce înseamnă zona iubirii, o zi magică pe sănătate, o zi magică social, o zi magică pe iubire. Să păstrați așa această energie cât mai mult. Scorpionii
au parte de protecție divină. Astăzi este o zi în care simțiți protecția divină, scăpați de o mică belea, scăpați de o mică problemă sau ea putea să se transforme în mai mare, doar că voi ați remediat sau reușit să remediați foarte repede și să gestionați anumite lucruri care ar fi putut să vă ducă în pagubă. Mulțumiți divinității pentru protecția pe care o aveți. Săgetătorii astăzi au parte de o întâlnire așa în focuri, cu multe emoții, cu multe, să le zicem așa, lucruri profunde. Este important să vă înțelegeți aceste emoții, aceste stări, să înțelegeți de unde vin ele, ce vor ele să vă spună, ce puteți să faceți pentru a vă îmbunătăți starea. O zi intensă, din punct de vedere financiar, profesional, vă așteaptă niște surprize interesante, dar cu multă muncă. Capricornii evaluează anumite situații la locul de muncă astăzi, sunteți acolo într-o evaluare continuă, chiar vă gândiți, măi, e bine, nu e bine, ce să fac, cum să fac. În cele din urmă veți lua o decizie, dar vă păstrați și un backup, vă păstrați și o zonă de rezervă. Dar sunteți puși și în fața unor alegeri destul de intense și delicate din punct de vedere profesional. Este ceva important de ales sau de făcut pentru viitorul vostru. Vărsătorii au intenții bune în viața de cuplu. Acestea sunt susținute de parteneri. Lucrați în echipă, faceți lucruri în echipă, rezolvați în echipă anumite situații. Este o zi bună pentru a face următorul pas, a vă asuma anumite responsabilități, a vă asuma anumite angajamente în relație sau în anumite parteneriate financiare. Deci lucrați în echipă, vă coordonați bine cu partenerii voștri și puteți să aveți succes. Peștii sunt super conectați cu oamenii din jur, poate asta uneori chiar să doară. Vă conectați atât de bine, stați atât de empatici, încât preluați foarte mult din emoțiile și energiile celor din jur. Un pic atenție, pentru că de multe ori nu le puteți controla, aceste emoții, și vă simțiți obosiți, extenuați, supărați și nu știți de ce sunteți supărați. Lucrați un pic pentru a vă proteja energia. Astăzi poate să fie o zi bună la locul de muncă, dar observați-vă nivelul energiei și când a crescut, când a scăzut, care sunt lucrurile care vă dau o stare de bine și care sunt cele care vă dau o stare de moleșeal, de leșin, care vă scurge energetic. Să vă fie de folos și ziua să fie magică!